Un animal de pradă a băgat frica în localnicii unei comunități din Bihor. Șacalul auriu, căci despre el este vorba, și-a făcut de câteva săptămâni apariția în satul Sân Martin, aflat în apropiere de stațiunea Băile Felix. Animalul sălbatic a atacat deja câteva gospodării, iar specialiștii spun că, dacă nu se iau măsuri rapide, într-un climat prielnic, șacalul se va putea reproduce cu ușurință și va deveni o amenințare tot mai prezentă. Șacalul auriu este întâlnit cel mai adesea în partea de sud a țării. Tocmai de aceea, mare le-a fost mirarea localnicilor din comuna bihoreană Sân Martin, când au observat mai mulți șacali care dau târcu ale gospodăriilor. Șacalul auriu este un mamifer carnivor care se aseamănă cu lupul și cu vulpea. Lungimea corpului poate ajunge până la 105 cm și poate atinge o greutate de până la 15 kg. Vânează de obicei în haită, în special pe timp de noapte. Prezența neobișnuită a animalului i-a speriat pe localnici, care se tem pentru animalele din curți și chiar și pentru siguranța copiilor lor. Destul de periculos, că mănâncă, am înțeles, și animale de-astea, găini. Da, asta zic, că a atacat animalele, căprioare. Ce mănâncă? Ce omoară el? Păi orice vertebrat, de la diverse specii de păsări până la pisici, animale mai mici, inclusiv rozătoare. Reprezentanții fondurilor de vânătoare pregătesc deja măsuri pentru rezolvarea situației. Specia este specie de vânat, se poate împușca tot timpul anului, bineînțeles în limitele cotelor de recoltă aprobate de minister. Cota pe Bihor se ridică undeva la 25-30 de exemplare. În ultima perioadă, șacalul auriu a fost văzut și în alte trei localități din Bihor.